Bună ziua, drăguții mei și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și facem astăzi o etalare minunată pentru sufletele dumneavoastră, ca de obicei, în care vreau să vă, dragii mei, dacă această persoană se mai gândește la tine, dacă această persoană vrea să facă următorii pași. Simt pentru foarte mulți aici că aveți încă întrebarea dacă această persoană mai vrea ceva cu dumneavoastră, dacă se va întoarce sau dacă va mai comunica. Evident, cei care sunteți într-un cuplu ne vom uita la toate aspectele pentru dumneavoastră, de altfel, încotro merge relația. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ce rezonează, nu va rezona toată lumea, sper însă să găsiți măcar un mesaj de suflet și un gând bun în ceea ce vom vedea, ceva care să vă ajute și o informație bună. Draguții mei, vom începe cu oracolul ca de obicei, astăzi am ales orașul, oracolul lui Kipăr, haideți să vedem ce ne spun astăzi energiile, după care vom întreba tarotul pisicuțelor care este situația cu el sau ea. Mulțumesc frumos pentru cei care sunt lângă mine, dragii mei, mulțumesc pentru comentarii, pentru păreri și opinii pentru tot ceea ce îmi lăsați, pentru aprecieri și gândurile dumneavoastră frumoase. Îmi pare rău să văd că aveți toți probleme, pentru că evident scriu și oameni care au foarte multe probleme și, drăguții mei, asta este viața, trebuie să mergem înainte. Dumneavoastră să stați liniștiți că Dumnezeu are planul lui și pentru fiecare se rezolvă într-o formă sau alta. Sau cel puțin asta vreau eu să cred, pentru că tot timpul am fost optimistă. Bun, drăguții mei, haideți să vedem care sunt energiile. Cei care doresc etalări private, au aici pe măsuță telefonul, și de, la fel și în descrierea acestui video. Aveți e telefonul de contact, dacă aveți nevoie pentru ceva specific, fix pentru dumneavoastră și el sau ea. Haideți să începem cu prima energie. A ieșit energia cu numărul 19. Este vorba aici de un timp în care dumneavoastră trebuie să lăsați ceva în urmă, trebuie să închideți un capitol. Este ceva ce nu mai poate fi adus la viață, ceva care se termină, ceva care de mult trebuia lăsat în urmă. E vorba de o moarte, dar nu este o moarte fizică, ci este o moarte simbolică. Este ceva care vă îndeamnă în acest moment să îngropați trecutul, să lăsați tot ceea ce a fost negativ. Dacă au fost probleme, dacă au fost situații, dacă au fost discuții, dacă ați avut tot felul de altercații sau de. Conflicte. Dragii mei, puneți-le într-o cutiuță, așa cum se spune simbolic, și lăsați-le acolo undeva în urma dumneavoastră. De altfel, trecutul este făcut să rămână în urmă, să ne servească de. Uh, lecții pentru viitor să ne servească de indicații în ceea ce nu trebuie să mai facem la fel sau să nu mai repetăm aceleași erori și așa cum spunea un mare filozof dacă faci același lucru și vrei să obții alte rezultate, ești un nebun da? deci trebuie să faci altceva ca să obții alt rezultat, așa că schimbați ceea ce e de schimbat, iar ceea ce este mort și nu se mai poate schimba, lăsați acolo unde trebuie să fie, adică în trecut da? este un capitol care se închide sunt niște situații care trebuie lăsate acolo Adică undeva în trecutul dumneavoastră și în spate. Drăguții mei, mergem la energia cu numărul 25 și văd aici că veți avea parte de o recunoaștere. Este vorba de o recunoaștere poate în domeniul serviciului sau față de ceva ce ați făcut dumneavoastră, un proiect. Va fi aici o mare victorie, poate vi se dă o avansare la servici, poate vi se dă un nou proiect în ceva, poate găsiți un servici nou, vă mutați într-o casă sau rezolvați cu niște acte, aveți o mare victorie. Într-o altă ordine de idei, poate să mai fie de exemplu și recunoștința celor din jurul dumneavoastră poate că aici ați investit nu știu, eforturi, sentimente și așa mai departe pentru cei cunoscuți sau pentru oamenii care v-au cert ajutorul e clar, e clar că aceste persoane vă vor arăta recunoștință și va fi un timp în care vă veți simți bine în pielea dumneavoastră pentru că vi se vor pune niște medalii pe merit, da? din partea celorlalți și apreciere drăguții mei, mergem la ultima energie, nu cea din urmă avem aici energia cu numărul 12 este vorba de o personalitate a unei persoane care nu este foarte, foarte sinceră, în general înseamnă amantamantul, în general înseamnă o persoană care se bagă între dumneavoastră și altcineva, este acea energie care dezbină, este acea energie care pare simpatică și drăguță la început sau poate să fie o prietenie falsă pentru cei care nu aveți această situație, nici de trio, nici de niciun fel. Este vorba de o persoană care. Deși are foarte multe posibilități sau vrea să facă foarte multe lucruri, din păcate nu este foarte sinceră, nu este foarte directă, este o persoană care e bine să aveți grijă cu ea, să o eliminați din energia dumneavoastră, iar dacă este o situație de viață în care nu știți ce decizia să luați pentru că sunteți la o răscruce de drumuri între ceva ce vi se pare uh, mincinos sau vi se pare fals sau nu sunteți sigur pe ceea ce simțiți despre situația persoana sau locul acela, îndepărtați-vă pentru că instinctele nu vă mint, da? Este vorba de acea persoană care deși, sau acea energie care deși pare oarecum frumoasă și bună, aveți grijă, cum spuneam în alte talări, nu tot ceea ce strălucește este aur, da? Deci ceva de genul acesta este bine să aveți grijă în perioada următoare. Drăguții mei, acestea fiind spuse, haideți să vedem ce ne spune tarotul pisicuțelor. Astăzi le-am ales pe ele. Ați văzut că de fiecare dată schimb și tarotul și oracolul. Ca să fie frumos, să nu ne plictisim și, evident, să aflăm toate mesajele care există pentru că aceste cărți minunate și oracole sunt inventate de oameni deștepți care vor să ne facă viața frumoasă, pentru că această artă ați văzut că arată tot felul de lucruri care ne ajută necondiționat. Mie asta îmi place, că tot timpul apar lucruri care ne servesc, indiferent în ce măsură avem sau nu avem nevoie, dar clar ele apar și ne avizează. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce cărticele avem pentru astăzi. Avem, dragii mei, ca semne capricorn, avem leu, avem berbec, avem aici pești, avem gemeni, avem iarăși capricorn, avem un berbec, avem o balanță, avem berbec, fecioară, avem leu, un vărsător și din nou scorpion sau pești. Bun, drăguții mei, am să le aduc un pic mai aproape, ca să le vedeți mai bine. Sper să le vedeți mai așa cum le văd și eu și oricum și dacă nu le vedeți, stați liniștiți că le interpretăm împreună și vă spun tot ceea ce văd în aceste cărți minunate. Da. Dragii mei dragi, începem în forță cu turnul care în acest moment îmi place să-l văd aici, deoarece arată că un capitol de mare suferință din viața ta, o situație în care ajunsese să-i se gândește extrem, o situație în care nu te mai vedeai nici ferici, nici bine, nici cu ochii limpezi, o situație în care te-ai cu capul de pereți, ai plâns, te-ai te dezmembrat, să spunem, pe, pe interior, dar și vorbim de metaforă, nu e dezmembrare fizică, te-ai dezmembrat pe interior în sensul supletez dragul meu, draga mea. Pentru că aici văd o suferință care tu a fost foarte greu să treci peste ea sau prin ea, da? pentru că unii aici ați trecut de această suferință, ceea ce văd, alții însă mai sunteți acolo sau mai se mai simt, cum se spune, cărbunii aprinși reminescențe ale acestui vulcan de durere care a venit peste tine. Eu cred că ați hotărât aici să puneți capăt unei suferințe, ceva la ce nu ați mai suportat, o perioadă lungă de depresie, unde n-ați fost liniștit, unde n-ați fost bine tratat ați tăiat răul din rădăcină, ați scos sabia, cum se spune, ca la război și ați tăiat tot ceea ce v-a făcut rău, pentru că ați ajuns la o limită. Vreți liniște, vreți să fiți lăsați în pace, acum luați ce vă rezonează din tot. Drăguții mei, nu mai vreți reziduri din trecut, nu mai vreți acele resturi pe care o persoană poate vi le într-o formă sau alta, nu mai vreți relația pe jumătate, relația secretă, avem aici și luna, nu mai vreți să fiți acea persoană din umbră sau acea relație mantamantă sau acea persoană care a aștepta ca cineva să se întoarcă din altă parte. Dar de egal unde a plecat omul ăsta, că a plecat după bani, că a plecat după un job, că stă cu mama, cu soacra, cu etc. care are o fostă, care o actuală, care o familie, care orice altceva, dragii mei, sau au fost mânați de interese financiare, nu contează care este situația. E clar că această persoană, cum vrea să umble brambura în altă parte sau a plecat de lângă tine, e clar că nu ți-a mai meritat atenția. Ceea ce văd este că ați hotărât să puneți capăt acestei suferințe și mă bucur, dragii mei, pentru că Ați făcut ceva ce nimeni nu s-a așteptat. Ați început să vă iubiți pe dumneavoastră, să vă puneți pe primul loc, v-a ajuns cuțitul la os și, dragii mei, ați cosabia, așa cum am spus metaforic, pentru o situație care a durat de prea mult timp. E vorba aceea, dacă vă aduceți aminte, boală lungă, moarte sigură, însă văd aici că ați avut o victorie după ce v-ați dat seama că fix asta trebuia făcut. V-ați eliberat de tot ce s-a făcut rău. A existat aici un viciu sau o persoană cu vicii, o relație toxică, cineva poate care venea clandestin, ce înseamnă clandestin, pleca, venea, nu stătea doar cu tine, nu nu stătea nici în partea cealaltă, promitea lucruri, te căuta când avea chef, îți închidea telefonul când nu avea chef, acum era drăguț, acum nu mai era drăguț, iar tu nu știai ce să faci. Do Domn și doamne, luați invers. Când spun el, domnii să înțeleagă că e pentru ea. Drăguții mei, e o situație, mai ales pentru mulți de trio, dar v-am zis, nu toată lumea este într-un trio, în care tu ai sta mult și bine. Ai vrut să scuți aceste energii toxice la suprafață și și viața ți-a arătat drumul. Pentru că știți că turnul nu e că vrei tu, de multe ori este că ceva acolo ți arată că n-a fost construit bine, s-a făcut mai întâi acoperișul, după aia fundația și acum ai învățat că relația trebuie să fie invers construită. Ceea ce văd pentru mulți este că nu că nu vă mai iubiți cu acest om, nu că vreți să-l uitați, nu că vreți să-l dați de tot naibii, cum se spune, dar e clar că așteptați o situație de rezolvare. Și când spun de rezolvare, pentru că vreți ca lucrurile să fie bine. S-a demolat ceva ce nu funcționa, nu era bine pentru niciunul dintre amândoi ajunsese deja să vă facă să vă urâți sau să vă facă să nu mai vreți să fiți împreună va năruit încrederea în persoane, va da peste cap tot ceea ce era sistemul de valori despre dragoste și iubire pe care l-ați avut în toată viața dumneavoastră. Poate că au mai fost și alții care v-au chinuit cu care a trăit aiurea și rău, dar omul ăsta a pus capacul. Asta a fost și era așa de petor pentru că pe acest om pe el pe ea, tu l-ai iubit cu adevărat. Și când spun iubire, e iubirea aia, exact cum v-am spus, ca în Titanic, ca în povești, o iubire care n-ai crezut că o să o mai simți. Mulți aici poate sunt și de o vârstă mai avansată un pic. Nu este ideea că vorbim de bătrânețe sau de tinerețe, ci vorbim, dragii mei, de acea iubire care tu nu te mai aștepți să o pățești la această vârstă pe care o ai, da? Pentru că chestiile alea se întâmplă uneori la 15 ani, spui, bun, a fost o chestie de liceu, da? Dar iată că pentru mulți aici, iubirea aceea din liceu a apărut acum. Sau pentru mulți aici, dacă vreți să fac o legătură cu trecutul, văd că posibil că această Persoana persoană care ți-a apărut sau cu care te-ai îndrăgostit, cu care te-ai apropiat, este cineva cu care ori ai fost cândva îndrăgostit de ea, când erai tu mititel și tinerel, sau este cineva care a așteptat ani de zile poate să se elibereze de o altă relație, aștepta să se divorțeze de cineva, să plece de undeva, să vină spre tine, era cineva care îl cunoșteai de ceva timp sau te atrăsese însă niciodată n-ai crezut că ai să ajungi într-o relație intimă, da? Pentru alții lucrați împreună, Vai și amar, pentru că ăștia care lucrați împreună, dragii mei, cei cu care lucrați împreună acești oameni, este clar că aici este o tristețe maximă, pentru că după ce că s-au rup lucrurile și s-au făcut și anapoda, trebuie, trebuie în continuare să vă vedeți față în față cu ei sau mai și lucrați șef subaltern sub altern, sau lucrați împreună în același birou, în același, să spunem, sediu sau trebuie să vă vedeți cumva de la distanță, ne la distanță sau să vorbiți pe telefon sau să fie ceva de genul ăsta. Pentru că e încă multă iubire, dar în același timp e și multă ură reciprocă, acolo unde iubire este și ură, cum se spune, sunt lucruri amestecate, pentru că de la iubire la oră eu un pas și e adevărat. Pentru că, iubiții mei, aici a fost o iubire cu năbădăi, ceva foarte frumos, ceva foarte fain și v-ați dat seama că ați fost minți, strădați sau cineva aici făcea și pe la spate lucruri care, evident, când le-ați aflat și le-ați descoperit, ați dat spatele total acestei situații. Unii aici poate l-ați iertat de câteva ori, dar v-ați dat seama că vă bateți cu murile de vânt și, dragii mei, ați luat distanță, ceea ce ați făcut foarte fain. Eu ceea ce mai văd aici este că această persoană poate a fost cineva un pic agresiv, un pic toxic, care se juca cu tine, cu sufletul tău, poate ți-a și otrăvit sufletul cu niște vorbe care nu le meritai, a încercat să te îndepărteze, să saboteze această relație. Oricum, dragii mei, simt aici că lanțurile astea vechi între unii și alții se rup pentru că intrați într-o nouă etapă de viață și binecuvântată să fie pentru că oricum înainte nu a fost deloc bine, nu era nimic de mers mai departe pentru că ați fi ajuns și mai rău cu acest om. Eu ceea ce văd este că mulți aici v-ați revenit, sunteți autosuficienți, da? nu mai aveți nevoie de alte bătăi de cap. Deci mie îmi place să văd această energie, dragii mei, pentru că ați realizat aici că ați avut de-a face cu o persoană destul de dură, poate dură chiar cu ea însăși, Încăpățânată, egoistă, chiar un pic narcisistă, pentru unii nu luați chiar totul motamă, că poate nu toți sunt atât de, de, de cum să zic, ca să-i aruncăm cu pietre. Dar, dragii mei, văd aici o personalitate dificilă și când spun dificilă, e că eu, persoana asta parcă nu s-a venit în ajutor atunci când tu ai avut nevoie. Persoana asta a avut de învățat lecții lângă tine pentru că atunci când ai avut de luat decizii importante, nimeni nu ți-a întins o mână. E ca și cum persoana asta a venit când tu ai dat, iar când ai avut nevoie, parcă a spus la revedere, a trântit. O ușă și ți-a dat spatele. E clar că o mână se spală pe alta, pentru că, dragii mei, văd aici că această persoană are de învățat și ea lecții karmice acolo unde e, mai ales că mulți aici nu mai vorbiți, vă uitați unul pe rețeaua socială al celuilalt, vorbiți prin vecini, prin prieteni, cunoscuți, nași, etc. Poate unii aici, așa cum am spus, sunteți la servici, dar apare o distanță de an lumină pentru că oricum nu vreți să vă uitați unii în ochii altora. Eu cred aici că Dragii mei, viața iată că este totuși un semn bun și minunat pentru că vrea să vă dea o oportunitate, a zice aici, a unora dintre dumneavoastră, deoarece această persoană se pare că îi deschide ochii acestui om încet, încet. Nu o să fie de pe o zi pe alta, dar eu văd aici că întâlnește acum parcă în viața sa sau acolo unde s-a dus, are persoane fix ca el. Dacă puneți o în fața lui, este fix un om la fel de dur, la fel de afurisit, la fel de cu gândiri dintre astea fixe, o persoană care nu iese din tiparele sale, care el știe tot și toate, tot ce se mișcă și nu face decât ce vrea corazonul lui, da? Ce vrea inima lui, iertați-mă că am spus ceva în spaniolă. Drăguții mei, deci e clar că această persoană uh, parcă lucrează la destinul său și spun asta pentru că și-a primit acea papară într-o manieră proprie în care viața i-a dat și lui după cocoașă, fix ceea ce a meritat, deoarece, dragii mei, câte bice e nevoie... Atâtea ei se vor da ca să înțeleagă unde a greșit. Și vă spun asta pentru că veți avea o mulțumire de a privi de la distanță în care veți vedea aceste schimbări încet, încet în această persoană, el sau ea. Dacă s-au căsătorit cu alții, dacă s-au dus în alte case, dacă și-au încheiat datoriile, dacă au avut divorțuri, dacă au avut nu știu orice situație. Au vrut să pară fericit, să vă bată toba. Uite ce bine sunt acolo, ce minunat e, unde stau, unde trăiesc și cu cine mă duc mai departe. Iată că pentru el viața va fi. O mare, să spunem, lecție, deoarece, dragii mei, văd aici că cineva, așa cum v-am spus, acei oameni lângă care stă acum îi provoacă și lui dureri și suferințe, îi lucrează la, la, la destin, îi fac cumva, într-o manieră proprie ca această persoană să simtă unde a greșit, unde a făcut lucrurile rău. E clar că a avut nevoie să deschidă ochii și să nu mai fie ajutat, dragii mei, pentru că. Acum și el datorează bani sau a lăsat datorii undeva sau nu-i ajung banii să facă ceva, va fi obligat de situații, poate să lase o muncă, să se ducă în altă parte, să schimbe o casă, să facă o situație, să funcționeze pentru copiii lui sau în altă manieră. Este clar că acolo poate să fie mințit, privit în ochi așa cum făcea și el cu tine sau să fie și el înșelat. Îi se spune una, și să face alta și când se duce la bancă să uită pe acte sau la firmă să vadă că nu e nimic din ceea ce și-a imaginat. Eu cred aici că mulți. Dragii mei, vor primi acea energie de vindecare pentru că vor înțelege cum l-ai iubit tu și cum ai iubit-o tu, și e clar că această persoană, dragii mei, trebuie să înțeleagă cât a fost de egoistă. Cum a fost egoist sau egoistă cu întreaga sa existență, pentru că eu văd aici că și în relațiile anterioare a luat de la toată lumea energia respectivă. Suferea să controleze, să conducă, multă încăpățânare, să îi se dea dreptate și că da și că ba oricum el era peste toți, are impresia că lucrurile se rezolvă de la sine și dragii mei este clar că își dă seama cât de mult a greșit pentru că a forțat ca toată lumea să se învârte în jurul său, ceea ce nu este posibil. S-a crezut că se zic așa cu pământului. E clar că nimic nu mai merge așa cum nu dorește. Văd aici că trebuie cu toată rațiunea să elimine multe toxicități din viața sa și această distanță, dragii mei, îi vine bine, pentru că are în momentul ăsta sentimente în contradictoriu. Parcă vrea să recâștige ceva, vrea să se întoarcă către tine, știe că nu mai e încredere în el sau în ea. N-a vrut să lase pentru totdeauna conexiunea cu tine, de altfel de aia se și uită în urmă, se uită pe rețelele sociale. Dar, drăguții mei, este clar că ceva aici trebuie modificat între amândoi. Astăzi aveți o lipsă de. Încredere că va funcționa ceva sau poate că nu este tipul tău de persoană, dar inimii văd aici cum îi puteți dicta. E clar că v-ați îndrăgostit, vă iubiți chiar dacă sunteți fiecare pe unde sunteți. V-ați îndrăgostit de cineva total opus, dar, dragii mei, cred că ce ți doreai tu într-o persoană uh, ai găsit, pentru că pe afară era frumoasă, atractivă, inteligentă, cum vrei tu să fie, doar că în interior nu a depus suficient efort și și-a creat niște scenarii, a făcut ca totul să fie dificil, a profitat de ocazie, despica firul în patru, fixism, egoism, așa cum v-am spus, și a fost greu să accepte că trebuie să facă eforturi și sacrificii și pentru cei din jur. Drăguții mei, oricum, această persoană își revine. Da? Eu văd aici că dacă a iubit mai mult banii sau a iubit alte persoane sau a să facă altceva în timp ce era și cu tine, iată că nu o să-i mai funcționeze. Credeți-mă crede că acest om a avut așteptări a încercat să vadă că poate nu se poate rezolva tot așa cum și-a dorit el, ca să facă și pasul definitiv spre tine. Vrea să nu rămână dator cuiva, să fie arătat cu degetul de neamuri, de colegi, de prieteni. Poate că n-a vrut să-și pună acea pecete de, uite, am plecat dintr-o familie fără să fac toate lucrurile să fie bine. Îl văd aici că face eforturi, poate, nu știu, să lase acolo lucrurile cum trebuie, să plătească o casă, să plătească un lucru, să-și ajute copiii, să lase lucrurile în liniște, să ajute pe cineva bolnav, să poată să-și facă toate temele, mai ales cei care sunt căsătoriți, dragi și nu ați să luați după ce vă rezonează această situație. Tu e clar că cauți o iubire frumoasă, necondiționată, v-ați simțit sincer atrași de această persoană, nu ați avut niciun interes, iar acest om vede că tu poate ai fost unica persoană din viața sa care, fără niciun interes, așa cum am spus, dragii mei, și mai subliniez odată, l-a iubit și a iubit-o. N-ați venit să-i luați nimica, n-ați venit să-i faceți rău, n-ați venit decât să-i aduceți cuvântări și ajutor. Lucrul ăsta e clar că nu-l întâlnești oricând, nu, porci, în orice din viața ta îți apare cineva pe stradă care să te iubească atât de mult și atât de tare și persoana asta începe să vadă în propria conștiință că tu erai o binecuvântare pentru el sau pentru ea. Poate că ați fost supărați rău pe această persoană, ați aștepta ca această viață acestei persoane să se schimbe sau să se schimbe singur, să vadă adevărul, să înțeleagă ce îi se întâmpla. Mulți aici, probabil, dragii mei, au fost dominați și de, nu știu, de ceva energii negative. Poate aici cineva chiar într-adevăr a vrut să vă desparte și cu farmeci și cu nebunii și cu Sevilla și să nu se mai uite la noastră și etc. Dar credeți-mă că totul se rezolvă în perioada următoare. Văd aici că Deși cineva s-a jucat cu sufletele dumneavoastră, iată că Dumnezeu intervine, da? Intervine și o face în așa fel încât pe această persoană să simtă că fără dumneavoastră este nimic, că nu este uh, bine, că distanța aceasta nu ajută nimănui, că vă lipsește parcă o mână și un picior atunci când nu sunteți împreună, că această problemă, această problemă, cu familia sa se poate rezolva chiar dacă este cu tine sau vine lângă tine și că lucrurile trebuie lăsate în regulă. Pentru că dacă ceva nu ne mai place în viața asta, dragii mei, dacă ceva nu mai funcționează, nu trebuie să mai rămânem acolo doar de dragul la copii, de mila celuilalt sau de aolo ce o să zică familia sau gura lumii, pentru că gura lumii nimeni nu a Deci e clar că această persoană îți dă dreptate, vede cât a pierdut, este disperată să fie din nou cu tine, pentru că simte acum că îi fuge pământul de sub picioare, se simte singur, Vede câtă, câtă suferință a provocat de fapt în tine și în cei din jurul lui, pentru că, dragii mei, până nu-și dă seama de această situație, trăia așa în lumea lui, fericit cu duhul, da? Eu cred că acest om deci, va lua o altă cale. Este clar aici că cineva pune un punct, este din această uh, confuzie, din aceste situații în care a stat. Poate că toate aceste piedici, dragii mei, trebuiau să vină spre dumneavoastră și spre el, ca datorită lor să înțelegeți că această relație este o minune și că amândoi puteți lupta pentru ea. Eu văd aici că acest om, în final, înțelege ceea ce a făcut rău, ceea ce n-a făcut uh, corect față de tine. Va încerca aici, într-o formă, nu spun că vine neapărat să ceară iertare sau un genunchi, dar eu îl văd aici că încearcă să se apropie. Un mesaj, un telefon, o floare, o atenție, te urmărește pe unde mergi, întreabă despre tine, tu toi sau uși ai să vezi toate aceste semnale, inclusiv mulți aici, în telepatie, în vise și în tot ceea ce aveți referitor la acest om. Pentru că dumneavoastră nu v-ați pierdut conexiunea emoțională cu el sau cu ea. Doar a fost o distanță fizică, a fost o supărare, au fost oameni care au băgat între unul și altul strâmbe, situații care nu v au lăsat să fiți împreună. Dragostea acestui om de bani sau de uh, faptul că a încercat să salveze o relație în altă parte, o familie, ceva și care, oricum, era de mult pusă pe butuci, nu a mai funcționat, de -a trebui, dar trebuia știți cum e să se convingă. Că degeaba ai spui tu omului nu fa aia, nu du-te acolo, nu fa așa. Până nu se convinge el să dă cu capul de prag, nu înțelege. Așa funcționăm toți, deci să nu aruncăm nimănui în cap nimic. Drăguții mei, deci chiar dacă a plecat grăbit, nehotărât, supărat, e clar că această persoană va lăsa totul, va încerca să se apropie de tine, vrea să nu mai suferi, simte că te pierde și viața și lecțiile care le-a luat în ultimul timp, drăguții mei, i-au fost ca o binecuvântare și un duș rece. Eu văd care încă sentimente, va lupta cu fricile sale, o să-l coste să spună ceea ce a fost înainte sau de ce a făcut ce a făcut, dar, dragii mei, nu vrea să se dea de gol cu ceea ce simte încă pentru că va veni și momentul adevărului. Eu simt pentru mulți aici că va fi o perioadă frumoasă, o perioadă în care vă recuperați această relație, pentru foarte mulți pe să rezonați evident nu să rezoneze toată lumea, dar care rezonați, dragii mei, relația asta se va recupera. Se va recupera ca o pasăre Phoenix din cenușă. Văd aici că ceva începe din nou de la zero. Fix de la turnul cu care ați început etalarea astăzi până la asul de cupe cu care terminăm, dragii mei, este o etalare minunată pentru că arată o evoluție întreagă a unei relații care trebuia construită diferit. Pentru că atunci când ați început, de egal din ce motive v-ați apropiat unul cu celălalt, nu au fost lucrurile corecte, nu au fost bune, nu au fost puse, uh, nu au fost puse adevărurile care trebuiau. Aici ceva s-a închegat pentru că cineva ori avea o plictiseală, ori vrea să plece de undeva, dar nu știa cum, ori s-a agățat de dumneavoastră într-o formă sau, altul, sau alta să iasă din ceva. Nu au fost lucrurile corecte, dar iată că în momentul ăsta lucrurile vin așa cum trebuie să vină prin destin și se fac bine și frumos. Pentru că momentul adevărului, așa cum v-am spus, dragii mei, arată că această persoană are regretul iubirii pierdute cu tine, înțelege că ești cel mai prețios lucru pe care l-a cunoscut în viața asta, nu mai suportă să fie fără tine ceva la pasă foarte rău pe suflet și va refuza tot și va respinge toate cealaltă oferte din viața sa doar ca să vină să-ți arate că merită și că de data asta poți să ai încredere în el sau în ea, că de data asta vrea să facă lucrurile bine, că vrea acea șansă care niciodată până acum Poate nici ție și nici lui, destinul nu va a dat-o. E clar că există încă multe dragoste. Asul ăsta de cupe îmi confirmă că vă iubiți, ceea ce pentru mulți aici este important, dragii mei, pentru că dacă vreodată, și asta afară din cărți ce spun acum, nu este vorba de această italiană, dacă vreodată nu mai simțiți iubire sau nu mai simțiți sincer că simțiți ceva profund și drag pentru cineva, lăsați-l în pace decât să stați în ceva care nu mai funcționează, decât să vă îmbolnăviți reciproc, decât să vă răzbunați, decât să stați acolo ca să pierdeți timpul. Deci e foarte important să stăm în relații care să ne aducă într-adevăr pace sufletească și dragostea aceea cu care putem trăi zi de zi și pentru care suntem motivați să luptăm pentru celălalt. Deci e doar un sfat de viață, e doar un sfat pe care uh, l-am scos acum din suflet deoarece am văzut acest de cupe și poate mulți aici au să vă îndoiți de sentimentele celuilalt, dar dacă dumneavoastră le aveți pe ale dumneavoastră și vedeți că și el, într-adevăr, face dovadă acestei iubiri, puteți merge înainte pentru că, da, va funcționa și va fi ok. Deci mare grijă la aceste lucruri pentru că, iubiții mei, avem o singură viață, nu spun că avem o singură dragoste, dar avem o singură viață, iar dacă iubirea asta noastră vă doriți atât de mult, faceți o să funcționeze, dar, cum să spun, cu sinceritate și cu mâna pe suflet. Aceasta a fost etalarea. Haideți să vedem literele pentru astăzi, dragii mei. Mai scot de aici doar două litere și gata. Avem litera K, avem litera Q, avem litera O, avem litera E drăguților, avem litera Z, litera H, litera R, litera M, litera F, litera I, litera L dragii mei, litera W, și litera A. Se repetă doar o singură literă, ia uitați câte au ieșit și ce frumos. De fiecare dată sunt alte litere, am scris este un lucru care îl facem în plus, dacă nu vă vedeți aici la nu e niciun fel de problemă, nu e un capăt de lume, e ceva care îl facem oricum aleator. Data viitoare mai scoatem alte litere și cu siguranță că la un moment dat va apărea. Dacă v-a plăcut etalarea, vă aștept cu drag cu comentarii, cu sugestii, abonați-vă cei care n-ați făcut-o, lăsați-mi părerile dumneavoastră, dați like-uri, tot ce doriți dumneavoastră, pentru că canalul ăsta funcționează cu dragostea celor care se uită la el și eu vă mulțumesc din suflet și vă iubesc pentru lucrul ăsta. Cei care doresc etalări, oricând i aștept pentru a vedea în detaliu și ceea ce se întâmplă cu persoana strict pe linia dumneavoastră de destin, ne vedem cu drag data viitoare și nu uitați că suntem aici pentru a fi cu împreună și fericiți. Vă pun mult de tot! Pa, pa!